Începând de ieri, capela regimentului 46, parte a comandamentului NATO de la Sibiu, are un nou paroh în persoana părintelui Adrian Drăgușin. Ceremonia religioasă de instalare în funcție a fost făcută de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Ceremonia de instalare a părintelui Adrian Drăgușin la capela Sfinții Arhanghel Mihail și Gavrila regimentului 46 a avut loc prin rugăciune, în prezența cadrelor militare, a autorităților centrale și locale, înalt preasfințitul părinte mitropolit Laurențiu a oficiat vecernia, iar la finalul slujbei i-a înmânat părintelui Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și o cheie, îndemnându-l să își îndeplinească misiunea pastorală cu responsabilitate. Ne bucurăm în mod special că îndeplinim, de fapt, o formalitate pe care noi o respectăm. În viața bisericii, pentru fiecare preot există 3 etape în instituirea lui în funcția de bază ca preot paroh. Prima este care ține de pregătirea lui, cu vocația și pregătirea teologică. A doua etapă este momentul decisiv al sfințirii lui, al hirotoniei lui, când, ales pentru o anumită misiune, este hirotonit de ierarh, prin punerea mâinilor și astfel el își poate începe activitatea. Nu înainte însă de a fi introdus în această activitate prin instalare. La rândul său, părintele Adrian Drăgușin a asigurat cadrele militare ale regimentului de disponibilitatea sa și a îndemnat să treacă pragul capelei ori de câte ori vor simți nevoia. Și veți găsi aici în capelă un loc în care să ne reculegem, să ne purtăm în rugăciune, un loc în care să ducem sau prin care să ducem mai bine regimentul 46 sprijin, corpul multinațional și celelalte structuri pe care le putem ajuta într-un fel sau altul. Cu mulțumiri deosebite față de toți și față de toate și recunoștința în primul rând bunului Dumnezeu. La final, comandantul Corpului Multinațional de Sud-Est, generalul major Dragoș Iacob, i-a oferit înalt preasfințitului părinte Laurențiu o plachetă de onoare.